Când eram în cățină, pastor în ținutul rurului, s-a petrecut o scenă frumoasă. Fusese organizat o mare adunare în cursul căreia un om foarte cultivat ținuse un discurs de 2 ore ca să dovedească că nu există Dumnezeu. Lui se talase toată audiția. Sala era plină de oameni și de fum de țigare. Aplauzele izbucneau prin toate părțile. Ura, noi suntem Dumnezeu, putem face tot ce vrem. În vorbitorul a terminat, cel care a prezitat adunarea s-a ridicat spunând: dezbaterea este deschisă, cei care vor să ia cuvântul să se anunțe. Desigur că nimeni nu mai a dat curajul să o facă. Fiecare zicea: pe un om așa de învățat, nu poți contrazice. Desigur că nimeni nu mai avea curajul să o facă. Fiecare zicea. Desigur că erau mulți acolo care nu erau de acord, dar cine avea curajul să se urce să-i stat în fața nimeni de oameni care aplaudau zgomotos? Și totuși, se anunță un glas din fundul sălii. Este o bunică bătrână cu o bonetă neagră originală din Prusia Orientală. Cum se mută în ținutul rurului. Omul care reprezintă întâlnirea zice: bunică, vrei să spui ceva? Da, îi spune bunică. Aș vrea să spun ceva. Iar atunci poftește în față. O femeie curajoasă. Ca prin anul 1925 s-a petrecut aceasta. Bunica se duce deci în față spre stradă, se urcă la gâtul vorbitorilor și începe. Domnule orator, ați vorbit timp de 2 ore de binecuvânta dumneavoastră. Dați-mi voi să vorbesc acum 5 minute de binecuvânta mea. Vreau să vă spun ce a făcut pentru mine Domnul meu, Tatăl meu Ceresc. Vedeți, când eram tânără, bărbatul meu s-a accidentat în mină și mi l-a adus mort acasă. Am rămas singură cu 3 copii mici. De atunci ajutoarele sociale nu mi-au acordat mai nimic. Ar putut să deznădăjuiți de un tup până la infecția bărbatului meu. Vedeți, începând de aici, Dumnezeu a intervenit și m-a mângâiat așa cum niciun om nu poate face. Ce mi-au spus oamenii a dat pe oreche și a ieșit pe cealaltă. Dar El, Dumnezeu cel viu, m-a mângâiat. Și atunci am spus: Doamne, acum trebuie să fii Tu Tatăl copilor mei. Era emoționant cum povestea bătrâna familiei. Adesea seara nu știam de unde să găsesc bani pentru toată mâncare copilul meu a doua zi. Și am spus iarăși Mântuitorului meu: Doamne, Tu îmi cunoști necazul, ajută-mă. Apoi bătrâna femeie se întoarce spre vorbitor și spune: eu nu m-a părăsit niciodată. Am trecut pe multe clipe grele, însă nu m-a părăsit niciodată. Dar Dumnezeu a făcut încă și mai mult pentru mine. L-a trăit pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. El a murit pentru mine. M-a înviat și m-a spălat cu sângele Său din orice păcat. Da, a continuat el. Acum sunt o femeie bătrână. Curând voi muri. Și vedeți, mi-a dat o nădejde sigură a vieții veșnice, veșnice. Curând o să închid ochii veci pe pământ, o să mă trezesc în cer, pentru că aparțin lui Iisus. Tot acestea a făcut El pentru mine. Și acum mă întreb, Domnule de vorbitor, ce a făcut necredința pentru dumneavoastră? Atunci vorbitorul se ridică în picioare, bate pe bunica pe umăr și spune: eu ne-ai femeie așa de bătână, nu am simt în credință. Întoarele în bătână, tocmai ce trebuie. Ar fi trebuit să vedeți reacția acestei bunici. Tind energie cu mâna, spune: nu, nu, am pus o întrebare, domnul vorbitor, trebuie să răspundeți. V-am spus ce a făcut Domnul meu pentru mine. Acum spuneți-mi ce a făcut necredința pentru noastră. Tăcere încurcată. Bunica era o femeie înțeleaptă. Astăzi, când Evanghelia este atacată din toate părțile, vă pun și-o întrebarea: ce avantaj vă aduce necredința voastră?
Nu am deloc impresia că prin ea oamenii au pace în inimă și au devenit fericiți. Nu știu de mine. Ce ai dintr-o viață cu Dumnezeu? Vreau să vă spun foarte personal. N-aș putut suporta viața dacă n-aș avut pe mine pacea cu Dumnezeu. A fost ceasul când se părea că o să mi se frângă inima. Astăzi am auzit că prin apropiere s-a petrecut un tragic accident care a îndoliat două familii. Dacă am înțeles bine, au fost călcați niște copii. Așa de repede poate veni în norocire. Într-odată se va apărătoa pe îngâmpare. Nu mai poți decât să întinzi mâna în întuneric și să întrebi. Nu e nimeni aici care să nu poată ajuta. Vedeți, în cele mai grele clipe ale vieții se arată ce face Iisus pentru ai Săi. Când m-am căsătorit, am spus soției mele, soție, îmi doresc 6 fii care să cânte tot la trompete. Vreau să am acasă viva mea fanfară. Într-adevăr, am avut 6 copii, 4 fete și 2 băieți. Dar pe cei 2 băieți, nimeni. Pe amândoi mi-a luat Dumnezeu, într-un mod groaznic. Mai întâi unul și apoi celălalt. Nu pot să înțeleg. Am avut o viață întreagă ca pastor de a face cu bătrâni, cu băieți tineri. Și propriul mei băieți. Mă duc aminte că ziua când am aflat de moartea cei de via, umblam de colo-colo cu senzația cum se împântase împăcit în inimă. Apoi au venit oamenii care au estimat hodoranță și cuvinte de mângâiere, care nu vorbeau inimii, nu cândea. Totuși eram pastor de tine și știam, în seara aceasta trebuie să mă duc. La casa tineretului se anunț plin de bucurie vestea cea bună, gute vela, o gute boța, în fața a 150 de tineri. Dar inima mea sângera. Apoi mi-am deschis Noul Testament și am citit. Iisus a spus, vă dau pacea mea. Știam că ceea ce promite o și împlinește. Așa că l-am rugat, Doamne Iisuse, nu vreau să înțeleg acum de ce ai cucerat așa cu mine, dar dă-mi pacea ta. Umple inima mea cu pacea ta. Ce a făcut-o? Da, a făcut-o. Pot să mă mărturisesc aici. Eu mă opresc aici, dar vă spun că pastorul Bustu era loc așa. Într-o 100 de ani se va vedea. Fiecare ce este. Ca să se audă și domnul psihologi, să mărturisească și părinții.